Când am ajuns în Germania, eu n-aș uceia concediu medical în România. În viața mea n-am fost la medic, numai cu dinți am mari probleme, am avut și mai am încă lucrez pe la dantură. Și în Germania, după 2 ani de zile ce am lucrat prin BMW pe acolo, pe nu știu unde, cu fratele meu, l-am tras pe acolo, la un moment dat am căzut în genunchi, la un moment dat nu știu ce, și m-am dus la doctor. Probleme mari. La primărie, simplu. Nu tu efort, nu tu nimica, foarte bine. Acolo m-a băgat ăsta la presă și ba una, ba alta. Când m-am dus la medic, auleu, domnule, dar dumneavoastră sunteți pasibil de infarct în toate secundele, toate momentele vieții dumneavoastră. Sângele e gros, inima dumneavoastră nu bate regulat, bate tu. Deci nu are o bătaie normală, e pericol de infarct și aveți probleme cu coloana aici, în partea asta, multe probleme, situații grave și din cauza asta rămâneți fără putere și cădeți în genunchi. Doamne Iisuse, m-am gândit eu ce mă fac acum. Și eu mi-au dat rețete, medicament. Făceam injecții singur în burtă, concediu medical vreo 6 luni. Aveam un medicament, nu știu dacă știți de el, Marcoman, așa îi spune. Niște tablete care se iau pe ceasuri, se iau ca să-ți regleze sângele, bătăile inimii, să subțieze, să nu se blocheze inima, pentru că nu era bună circulația, era foarte greu. Și aveam medicamente în buzunar și m-am dus la München la noapte de veche. Și când am urcat scările, pe hol acolo, am intrat în biserică, a venit o soră la mine și a zis, frate Ghiță, am îndemn din partea Domnului să vă rugați pentru mine. Deci am o situație, sunt bolnavă și vă rog să vă rugați pentru mine. Am soră, dacă Domnul s-a spus asta și simt de la Domnul, ne rugăm și Dumnezeu să lucreze. Dar ce problemă aveți, am spus? Băi, fraților, știți ce problemă avea femeia asta? Exact problema mea. Mi-a scos din geantă Marcomanul, medicamentele care le aveam aici în buzunar, la haină. Fraților, am înțepenit, vă spun sincer, am înțepenit pe loc. Și am zis, Doamne, dar cum să mă rog eu pentru femeia asta să o vindești de inimă cu Marcoman și medicamentele mele sunt în buzunar și o să mă rog, Doamne, vindecă pe sora, de că mele stau bine în buzunar, la haină. Am soră, te rog frumos să stai un pic, am ceva de făcut. Martor mi-e Dumnezeu, stau înaintea Domnului în biserică. Am coborât scările bisericii, m-am dus în spatele adunării, am băgat mâna în haină. Mi-a luat medicamente, cutie cu medicamente și am zis, în numele lui Iisus, să-ți vindecat în momentul ăsta. Aleluia. Le-am dat drumul peste gard. Ascultați, m-am dus în biserică fără să știe nimeni. Prima rugăciune, prima lucrare. În dreptul meu, bărbatule, astă seară m-a întins de inima ta și am vindecat. Slavă-ți, Doamne. Vreau să vă spun, m-am dus, soția mea tot ea, așa sunt femeile câteodată. Hai la doctor, doctor, că na, el spune care treaba. Ascultați, m-am dus la doctorul de familie pe care l-am schimbat acum în Iorbe, l-am avut. O să zic, da, n-aveți niciun fel de problemă cu inima, sângele dumneavoastră. E ok. Și plus de asta mai mânc și vreo 5 ardeiuți așa pe zi. Și cu ceai aș mânca ardeiuți, atâta îmi place. Și săraș și n-am niciun fel de problemă. Îți vreo 2 ani de atunci și laud pe Dumnezeu și glorific pe Dumnezeu. Pentru că în seara asta vreau să vă spun ceva, cel care face minune în locul ăsta și care reglează și inima și glanda tiroidă și toate, în final vom face o rugăciune pentru cei bolnavi și să credeți că Dumnezeu e aici ca să-și vindece în seara aceasta, să-și ierte păcatele, dar să-și vindece și Dumnezeu să ne binecuvinteze și Dumnezeu să ne umple cu Duhul Sfânt. Am vrea să mai cântăm o cântare.